Bună ziua, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii La Subiect. Vorbim astăzi despre situația cazurilor de COVID-19 în județul Hunedoara. Vorbim, bineînțeles, și despre gradul de vaccinare a populației și în județ, dar și la nivelul țării, pentru că în ultima perioadă, mai bine zis de când au apărut noile restricții, parcă tot mai mulți dintre hunedoreni au ales să se vaccineze, lucru care până la urmă este benefic, în primul rând, pentru ei, dar și pentru cei din jurul lor, pentru că să nu uităm, vaccinul ne protejează atât pe noi, dar și pe cei din jurul nostru. Suntem pe val, așa dacă putem spune, pentru că acest val 4 al pandemiei în continuare este, sau mai bine zis, face victime. Vedem în fiecare zi sunt câteva sute de decese la nivel național, printre acestea mai sunt câteva și din județul Hunedoara, persoane care au avut și alte probleme de sănătate, dar sunt de asemenea și persoane care nu au avut neapărat probleme grave de sănătate, dar iată că acest virus face victime și pentru cei care în continuare cred că poate nici nu există acest virus, că a fost doar inventat de ocultele lumii și de oamenii de afaceri din întreaga lume doar pentru a câștiga anumite sume de bani sau mai grav și cei care sunt vaccinați câștigă sume importante sau mai bine cei care vaccinează se îmbogățesc de pe urma acestui lucru. E și nu adevărat, pentru că vor exista întotdeauna oameni, în special în mediul online, care împroșcă așa cu cuvinte și rezultatele le vedem. Sute de morți, cum spuneam, și zeci de mii de persoane care sunt afectate. În județul Hunedoara, incidența cred că a trecut de 8 cazuri la 1000 de locuitori, dar vom vedea astăzi care este situația la zi și pentru acest lucru am invitat astăzi pe directorul Direcției de Sănătate Publică, pe domnul Sebastian Mezei. Bună ziua, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi și că ne aduceți informații la cald de fiecare dată. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cum spuneam, în continuare sunt oameni care nu cred nici măcar în existența virusului, care nu cred nici măcar în beneficiile acestui vaccin. Până la urmă, fiecare este liber să creadă sau nu ce vrea. Problema este că aceste cifre vorbesc de la sine și nu știu dacă sunt scoase așa din burta cuiva sau doar din pix, sau ele chiar sunt reale. Lucru care, așa cum spuneam, în special în mediul online, acolo unde toți ne pricepem la toate, toți suntem medici, toți suntem politicieni, toți avem opinii, ceea ce nu este greșit, dar în anumite contexte ele ar trebui îmbrăcate totuși altfel. Acolo lucrurile sunt așa, la liber, cum se spune. Realitatea este însă alta. Da, trebuie spus din start că este imposibil să le scoatem, să le facem din pix, așa cum afirmă anumite persoane. Toate aceste teste sunt raportate de laborator. O persoană care se testează merge la un laborator autorizat sau la un spital, undeva unde se face recoltarea, și rezultatul acelor teste este raportat de către unitatea care a făcut recoltare. Nu avem noi nicio implicare în tot acest lanț ce ține de la recoltare până la rezultat. Toate sunt încărcate în platforma națională. Pe baza acestor rezultate se stabilesc incidențele la nivel local și național, bineînțeles. Faptul că anumite persoane nu cred în existența acestui virus denotă faptul că nu se informează corect. Sau așa că, în paranteză, chiar am văzut și pe pagina de Facebook a Direcției de Sănătate Publică, cred că zilnic aveți câte 2-3 indivizi care vin așa cu atacuri nefondate și neargumentate de cele mai multe ori cu privire la vaccinare, cu privire la numărul cazurilor care sunt înregistrate în județul Hunedoara. Da, avem, e drept, zilnic. Chiar unele mesaje le și ștergem pentru că se depășește cumva și o limită a bunului simț în discuții. Noi am încercat să păstrăm adică cumva trebuie să discutăm, decență, da, să discutăm, în bineînțeles, discuții, pentru că noi suntem deschiși, oricând există o întrebare sau au ceva nelămurit, noi suntem deschiși și le furnizăm toate informațiile necesare, informații oficiale, nu neapărat din România, pentru că sunt foarte mulți care
consideră că instituțiile statului nu sunt de încredere. Și atunci noi am furnizat inclusiv surse de informare din cadrul Uniunii Europene. Și suntem deschiși cu orice ne solicită să-i sprijinim și să-i ajutăm și să-i informăm corect. Pe baza acestor informații corecte pot să ia și o decizie corectă, pentru că altfel, dacă sursa de informare nu este corectă, e imposibil să ai și o decizie în consecință. Sunt persoane care și în acest moment spun că încă le facem din pix, că e imposibil să facem din pix aceste lucruri. Nu se pot. Deci, tehnic, nu pot fi făcute aceste lucruri, pentru că există foarte multe chei de verificare. Începând de la laborator, începând de la INSP, începând de la Ministerul Sănătății. Tot ar scăpa pe undeva, totuși. Trec prin filtrul DSP-ului, noi facem monitorizările zilnice. Dacă s-ar interveni undeva în acest lanț, nu ar mai bătea calculele corect pe centralizări. Și cei care nu cred, noi le-am spus foarte simplu. Dați o tură pe la casele mortoare, dați o tură pe la UPU, pe la spitale. Chiar și în curțile unelor spitale, pentru că sunt cozi. O să vedeți, o să vedeți ce se întâmplă, bineînțeles. O să vedeți ce se întâmplă. Plus de asta, deja sunt extrem de multe cazuri pozitiv și persoane care au trecut prin boală. Atunci când treci prin boală, dacă ne mai spui că nu există acest virus, înseamnă că există o problemă de altă natură. Adică nu putem să fim chiar așa, nu știu, cu ochelari de cal, cum să spun. Ba mai mult, am mai văzut, nu știu dacă în județul Hunedoara au fost astfel de situații, dar la nivel național vedem poate la câteva zile situații în care persoane ajung chiar și la ATI, au declarat inițial că sunt vaccinate, pentru ca mai apoi să se afle de fapt că acele certificate erau false. Și recunosc practic pe patul de moarte unii dintre ei, din păcate, pentru că ajung în acel stadiu în care plămânii sunt extrem de afectați și starea lor de sănătate este tot mai gravă. Există situații de acest gen și vreau să vă spun că cei care au ajuns pe ATI într-o proporție covârșitoare, deci discutăm de 90% cel puțin în județul Hunedoara, sunt persoane nevaccinate. În cazul în care o persoană vaccinată ajunge pe ATI, noi deja efectuăm niște verificări în privința acestor persoane, pentru că este exclus. Poate fi doar situația în care persoana a stat acasă mult mai mult decât trebuia și atunci s-a decompensat și a ajuns prea târziu la spital. Dar acestea sunt niște cazuri care se repetă frecvent și nu doar în județul Hunedoara, în toată țara. Sunt persoane care tratează așa superficial toată această problemă, consideră că este o simplă răceală și că o tratează nu cu ceai și cu alte... Nu se poate întâmpla lui așa ceva, da. N-are cum să... ca virusul acesta e să... E clar că o persoană care nu crede în virus, care nu se vaccinează, nici nu ia măsurile necesare. Noi am tot transmis informația că la cel mai mic simptom preferabil este să se testeze, pentru că mai bine să ai un rezultat negativ decât să stai și să se agraveze situația. Sunt relevante și aceste teste rapide din gât, care da, se găsesc sigur. Toate testele la farmacii, practic, acum sigur, sunt... Sigur, da, sunt în regulă, le luăm în considerare, sunt raportate în platforma națională, pe baza lor se efectuează și tratamentul, se efectuează și carantinarea, izolarea persoanelor. Ideea este că una e să stai acasă fără niciun tratament și alta e să ajungi la spital să fie totul în regulă, să fii monitorizat, să-ți asigură un tratament. Am întâlnit, din păcate, și persoane care au fost vaccinate, s-au infectat cu SARS-CoV-2 și au făcut acel test rapid, însă totul s-a oprit acolo. Nu au ales să meargă, nu știu, măcar la medicul de familie sau să discute cu el, uite, sunt infectat, au preferat să ia acele tratamente care acum circulă pe toate rețelele de socializare, știu că acele pastile le fac bine și după o săptămână și ceva... Au ieșit din nou la plimbare. Este normal să se întâmple acest lucru? Nu, automedicația asta este mult chiar dacă nu este o stare gravă, repet, nu au avut simptome grave, dar puteau să transmită totuși. Da, cunoaștem situații de acest gen. Automedicația aceasta după ureche face mai mult rău decât bine.
S-ar putea ca toate cele medicamente să-ți facă praf ficatul, rinichii sau să ajungi la alte probleme de sănătate. Chiar dacă altora le face seama, bine poate acel tratament. Fără să-ți dai seama că, de fapt, în loc să te tratezi, îți faci mai mult rău. Am transmis și aceste informații. Preferabil este că, pentru că tot există așa în mediul online, inclusiv rețete de tratare, prevenția COVID, nu există așa ceva. Deci nu există prevenție la COVID. Adică nu poți întări așa sistemul imunitar, ceea ce nu este greșit, altceva, probabil. Dar... E altceva, doar că să ajungi să-ți iei preventiv antibiotic este o aberație. Adică, antibiotic preventiv? Da, da. Am auzit și de cazuri din acestea în care și-au luat antibiotic preventiv. În primul rând, pentru COVID nu se dă antibiotic în tratarea COVID-ului. Foarte multe persoane, și au fost și persoane care m-au apelat și mi-au reclamat faptul că în spital nu îi dă antibiotic și el e pozitiv. Tot timpul le-am recomandat să lase medicii să-și facă meseria, pentru că ei sunt specialiști și ei știu cum să trateze cazurile. Exact ce spuneam mai devreme, ne pricepem la toate, în special la medicină, de vreun an și jumătate, suntem specialiști și în virusuri și în tot, și în tratamente, mai ales, din păcate, iar aceste lucruri nu pot conduce uneori la cele mai bune rezultate pe care cel puțin pacientul și l-ar dori pentru el. Deci, sub nicio formă, nu trebuie să stai acasă, chiar dacă ești pozitiv și probabil că nu ai simptome grave. Clar. COVID-ul este o boală netratabilă. Dovadă că sunt extrem de multe persoane tratate, doar că atunci când ajunge într-o fază incipientă, este mult mai ușor să tratezi. Și poți să duci această boală ca o gripă mai urâtă, dar poți să treci peste. Inclusiv la cei care sunt nevaccinați. Doar că există un risc foarte mare și este o loterie la care se înscrie fiecare cu sănătatea lui. Faptul că nu ești vaccinat, în orice moment poți să te decompensezi și evoluția să nu fie favorabilă. Sunt astfel de situații în care, nu știu, poate 5 zile starea de sănătate este una foarte bună, după care în a 6 zi poți să cazi foarte tare. Chiar și în spital, sub tratament. Au fost situații în care mi-au comunicat despre un anumit pacient că este ameliorat, este în regulă și după 2 zile toate analizele s-au dat peste cap și lucrurile au evoluat nesatisfăcător. Există și situații de acest gen. Este foarte, acum pe cifre, că noi analizăm și cifrele și tot ceea ce se întâmplă, cazurile acestea se întâmplă în principal la cei nevaccinați. Și încă o dată, și încă o dovadă că vaccinul ne poate salva în orice. Da, avem o dovadă, cea mai mare dovadă sunt țările din jurul nostru, țările Uniunii Europene. Dacă stăm și analizăm, chiar dacă acolo există un anumit număr de cazuri de pozitivi, nu există cazuri în spital. Adică spitalele, presiunea de pe spitale s-a ridicat foarte mult. În ATI nu mai vorbim. Decese nu există pentru că marea majoritate s-a vaccinat. Există niște statistici la nivel european în care arată foarte clar că în România rata de deces este undeva de 60 de ori mai mare decât într-o țară unde acoperirea vaccinală este de 80%. Eram pata neagră a Europei la un moment, dar nu știu dacă și lucrurile suntem, s-au mai pentru schimbat că suntem între tot timp. Acolo, suntem tot acolo în vârf. Din păcate, sunt foarte multe vieți irosite care ar fi putut fi salvate cu un banal vaccin de 80 de lei. Chiar urmăream știrile la nivel național zilele trecute și exemplificau așa în câteva cazuri în care pacienți destul de grav din cauza acestui SARS-CoV-2 au refuzat transportul în alte țări care ne-au întins o mână de ajutor, inclusiv pe teme religioase. Da, au existat inclusiv refuzuri de genul acesta. E vorba de pacienți care trebuiau transferați în Germania. Toate țările din jur ne-au întins o mână de ajutor, ne-au trimis inclusiv anticorpi monoclonali, au preluat pacienți, știm Ungaria, știm de Polonia, de Germania, și au fost inclusiv situații de genul acesta. Unele motive au fost de dreptul stupide, pe genul că nu vor să facă experimente pe ei. Da, e, din păcate, e o logică care nu pot înțelege și am și zis cumva, chiar și animalele au un instinct de conservare propriu. Noi ni l-am pierdut, da, cred că... Când ținem cont de sănătatea noastră, de viața noastră,
e cumva așa, dar probabil că ține și de educație. Cu siguranță, nu probabil, aș adăuga eu. Da, pentru că este foarte clar, nu avem o educație sanitară așa cum trebuie, nu avem o educație în a ne alege informațiile și a ne informa corect. Acestea nu sunt lucruri care să le obținem așa de azi pe mâine și va mai dura un pic până, din păcate, suntem în faza în care dăm cu capul și după aceea învățăm. Și în continuare dăm cu capul, să înțeleg, da, că și acest val 4, deși trendul, să spunem, că este unul descendent, în județul Hunedoara lucrurile cum stau? Pentru că am văzut zile în care am avut chiar și 400 de cazuri, da, zile în care am avut și 180, a fluctuat destul, da, de mult, dar în principal cam pe aici. Media pe situa. Ultimele 14 zile undeva la 220 de cazuri. Destul de mult. Trist este că avem o medie de 6-7 cazuri de decese pe ultimele 14 zile. Sunt cazuri chiar dramatice unele. Ne puteți da un exemplu? Pentru că poate e bine și pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă ce înseamnă. Alaltă ieri am semnat o derogare pentru o persoană care trebuia să iasă din carantină ca să-și înmormânteze părinții. Eu, de ce dată, am ambii părinți de COVID în două spitale diferite, la interval de câteva ore unul de celălalt. Vârsta? Nu știu vârsta exactă, dar știu că aveau un nepoțel de un an. Deci probabil la 60, nici vârsta, să spunem, da, probabil mai că mult nici de atât. 60 nu puteau să aibă. Au fost situații în care tânără de 28-29 de ani a decedat, soțul era și el internat, nu știau cum să-i comunice că a decedat soția, a rămas un copil orfan de mamă. Sunt extrem de multe cazuri dramatice de-a dreptul și mi se pare așa cumva când mai văd anunțuri că, și anunțuri, comentarii pe pagina de Facebook că sunt făcute din pix, parcă ne lipsește așa un dram de umanitate și de empatie față de necazul prin care trec acești oameni. Nu știu, stăm ascunși în spatele unui monitor sau unei tastaturi și nu mai știm să fim oameni. Asta este pandemia și a scos așa, da, a scos la iveală și anumite părți care nu sunt de dorit. Da, din păcate sunt astfel de cazuri, de tragedii în familii și orice deces înseamnă o tragedie. Corect. Pentru că mai există de argument, oricum morea că era bătrân sau așa, nu se poate așa e ceva. E inadmisibil. Deci, da, asta nu mai are nicio legătură cu societatea, nu are nicio legătură cu umanitatea. Aș vrea să știu și eu dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta în familia ta, care ar fi reacția. Că lucrurile nu sunt într-o direcție bună. E o luptă destul de dificilă pe care o aveți autoritățile în general cu acest tip de indivizi, pentru că a fi om e o altă, omul are o altă definiție, da, să le spunem doar indivizi, pentru că, exact cum spuneați mai devreme, dacă s-ar întâmpla cu un membru al familiei lor așa ceva, probabil că lucrurile s-au schimbat. La un moment dat, sau... nu mai știu exact în ce țară, s-a făcut un filmuleț în care au întrebat pe o persoană câte decese de COVID ar fi, numărul deceselor de COVID care, din punctul lui de vedere, ar fi acceptabile. Și, da, e un filmuleț foarte așa, destul de dur. Persoana respectivă a spus că 70 de persoane. Și după aceea, după colț, au început să vină 70 de persoane, toți fiind membrii familiei lui. Știți? Și l-au mai întrebat odată cam câte persoane ar fi un număr în regulă să, și atunci a spus că zero. Adică se schimbă atunci perspectiva când, atunci când se schimbă, ești pus în fața faptului perspectiva foarte clar. Sperăm ca totuși lumea să înțeleagă că este o situație dificilă, sunt tragedii în unele familii și să nu uităm să fim oameni, de fapt. Aici cred că mai avem foarte mult de lucrat, din păcate.
Dar lucrurile se pot schimba, așa cum spuneam, dacă cât mai mulți oameni se vaccinează. Și în județul Hunedoara, din câte știu eu, suntem undeva pe locul 14 la nivel național, în ceea situație... ce privește acoperirea vaccinală, lucru care ar trebui să ne bucure sau să ne îngrijoreze, că totuși nu suntem chiar acolo da, unde v-ați dori. Toate probabil. Instituțiile, inclusiv DSP, instituția prefectului, toate instituțiile implicate în toată această campanie de vaccinare ne-am implicat foarte mult la nivelul județului. Așa cum știți, am făcut nenumărate caravane, pentru că Hunedoara are și o specificitate anume, pentru că avem foarte multe localități rurale și izolate. Am făcut foarte multe eforturi și continuăm să facem aceste eforturi, astfel încât să creștem acoperirea vaccinală. Pentru că nu trebuie decât să luăm modelul celorlalte țări. Și este mai mult decât evident că situația în alte țări s-a aranjat și cumva au intrat într-un făgaș normal datorită vaccinării. Încercând să lămurim lumea să se vaccineze cât mai mult. Mai, e drept, locul 14 la nivel național este un loc bun. Suntem acolo către primii 10 dacă comparăm cu alte județe cu un alt potențial și cu altă capacitate, suntem foarte bine. Dar dacă facem o comparație cu unde trebuie să ajungem, suntem foarte departe. Pentru că dacă noi discutăm de un 40% acoperire vaccinală, până la 60-70% care este ținta, suntem foarte departe. De când au apărut aceste noi restricții, așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, au dat năval așa cu nedorenii la centrele da, de vaccinare? Au fost situații de acest gen. Pentru că nu mai au voie în anumite supermarketuri, în mall-uri, în anumite zone la restaurant, nu mai au voie dacă nu au acest certificat. Au fost situații verde. De acest gen, au existat chiar niște recorduri, chiar și la drive-thru a existat un record, 822 de doze într-o zi. Ați mai avut atât de multe doze administrate acolo? Nu, niciodată nu a fost atâta. Nici când s-a inaugurat nu a fost atâtea și au fost doze mulți administrate. Și atunci. Da. Și a fost... acest record s-a atins exact când am plinit drive-thru 6 luni de funcționare. A fost motiv de dublă sărbătoare, practic. Am mai avut un record la nivel de județ 3180 și ceva de doze, 182 sau 183 de doze administrate. Noi ne dorim să depășim aceste recorduri. Poate că o să reușim acest lucru pentru că acum pe weekend avem organizate 3 maratoane în 3 municipii, cele mai mari municipii din județ, Deva, Hunedoara și Petroșani. Sperăm să depășim aceste recorduri și să mai punem câteva procente la acoperirea aceea vaccinală. Aceste maratoane, între ce interval orar vor avea loc? Orarul, noi există fixat un interval orar, dar acesta este flexibil, în sensul că dacă va fi adresabilitate ridicată și lumea va veni la vaccinare, personalul va sta inclusiv peste program. Însă, nu ne dorim să facă programare. Nu, se pot prezenta direct cu actul de identitate și se pot vaccina fără nicio problemă. Avem vaccin suficient la dispoziție, ne-am pregătit cu tot ce trebuie. Noi ne dorim ca toate persoanele care doresc să se vaccineze să fie vaccinate fără nicio restricție, fără nicio amânare. Iată, la Deva, mă uit pe pagina dumneavoastră, mă rog, pe pagina instituției de Facebook, pe Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, unde puteți să intrați și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru a vedea exact programul. În 5, 6, 7 noiembrie, între 8 și 20, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. În Hunedoara, aceleași zile, același orar, între 8 și 20, la Centrul de Recreere a Pensionarilor din Hunedoara. Iar în tot așa 5, 6, 7 noiembrie, între 10 și 19 și duminică 10-15, la Petroșani, la sala polivalentă de acolo, cei care doriți să vă vaccinați puteți să mergeți în aceste locuri, indiferent că aveți sau nu programare, nu contează acest lucru, puteți să vă prezentați acolo și de asemenea vor putea alege între toate dozele de vaccin sau sunt doar câteva da, care vor fi administrate aici? În principiu, pentru că adresabilitatea ridicată este pe Pfizer și Johnson, o să fie Pfizer și Johnson la discreție, fără nicio problemă. La extrem
extrem, așa, practic. Acum, Pfizer 3 doze, nu? Johnson, da, o singură doză. Da, dar sunt și cu doza 1, pentru că sunt și persoane care nu sunt vaccinate și atunci o să fie vaccinate. Deci o să se vaccineze doza 1, 2, booster, fără nicio problemă. Oricine dorește să vaccineze, va fi vaccinat. Mă, la booster discutăm de cei care au fost vaccinați cu cel puțin 6 luni înainte. Au schema completă. Din data de 8, inclusiv la Johnson, se va porni vaccinarea cu doza booster, doza a doua la Johnson. Iar la Moderna există anumite modificări, în sensul că cei care și-au făcut doza 1 și doza 2 cu Moderna vor face doar jumătate de doză la booster, pentru că cei de la compania Moderna au făcut studii și au spus că eficacitatea este aceeași, cu efecte adverse mai puține. Dacă cumva au făcut AstraZeneca doza 1, doza 2, la booster se va da doză completă de Moderna. Adică acestea sunt modificările. Da, care sunt niște modificări. Fiecare coordonator și tot personalul din centru au fost informați, știu exact ce au de făcut, deci nu este absolut nicio problemă. E bine că ați subliniat acest lucru, pentru că deși aici au fost destul de multe discuții, dacă au făcut, nu știu, AstraZeneca, ce pot face ulterior? Tot Pfizer sau Moderna fără nicio problemă, doar că vor face doză completă de Moderna sau Pfizer la fel. Da, asta este situația în județul Hunedoara în ceea ce privește vaccinarea populației. Probabil că lucrurile vor mai... Mulțumesc, Rosi, pentru că ne arăți și pagina de Facebook a Direcției de Sănătate Publică. Acolo puteți să găsiți, doamnelor și domnilor, programul maratonului de vaccinare care va fi organizat în acest sfârșit de săptămână. Iată, pentru cei care poate nu ați fost atenți puțin mai devreme când am spus... un maraton de 3 zile și spuneați că în continuare vor mai fi organizate și acele caravane în mediul rural, da, pentru că și acolo, din câte știu, am avut rezultate destul de bune, ba mai mult ne-am situat la nivel național din nou, chiar și pe primul loc. Da, am fost și pe primul loc de mai multe ori. Campanii. Da, am fost și pe primul loc de mai multe ori în această perioadă. Chiar și în acest weekend vor fi echipe mobile care vor vaccina la Șoimuș, la Crișcior și la Certej. Sâmbătă și duminică sunt programate. Aici am organizat totul împreună cu primarii. Exact ca și la maratoane, am ținut aproape cu domnii primari din fiecare municipiu, astfel încât lucrurile să meargă foarte bine. Ne așteptăm să fie cât mai multă populație vaccinată. Chiar azi dimineață lucram la o situație actualizată, o să o fac public în cursul zilei. Din fericire, nu mai avem localități sub 5% acoperire vaccinală. Ce este un lucru foarte bun, dar încă mai avem de tras. Ideea este că noi trebuie să menținem un ritm de vaccinare cât mai ridicat, pentru că altfel vom întinde toată această perioadă foarte mult și dacă scade adresabilitatea, cel mai probabil până în toamna viitoare nu o să ajungem la 60%. Probabil, acum ne apropiem de sărbătorile de iarnă și cine știe, poate mulți își vor dori să ajungă să facă cumpărături în anumite mall-uri și poate măcar asta să-i determine să aleagă, deși vaccinarea, am spus-o de fiecare dată, nu este obligatorie, dar este indicată. Specialiștii, da, este, o spun. Nu este obligatorie, doar că, așa cum am menționat și înainte, trebuie să luăm modelul celorlalte țări. Trebuie să ne uităm la Portugalia, trebuie să ne uităm la Danemarca, să ne uităm la țări la care certificatul digital este inutil. Pentru că aproape toată populația este vaccinată și nu mai au la ce să-l mai prezinte. Acesta este, de fapt, țelul la care vrem să ajungem și noi. Pentru că altfel o vom întinde dintr-un val în alt val. Există șanse foarte mari, dacă noi nu reușim să facem o acoperire vaccinală foarte mare, să avem un val 5 în primăvară. Ne așteptăm la un nou val? Bineînțeles, e firesc. Așa s-a întâmplat și cu valul 3, pentru că aici lumea vine și spune, dar ce, COVID-ul a luat pauză în vacanța vară. De vară. Nu, există o explicație foarte simplă. Noi am fost în valul 3 undeva până în luna martie.
În acea perioadă a existat un număr foarte mare de infectări. Am început și vaccinarea. Vaccinarea împreună cu infectările au dat o anumită imunitate în populație. Doar că imunitatea trecerii prin boală ține undeva la 5-6 luni. Dacă le calculăm lunile, suntem exact pe final. Și atunci a revenit valul, pur și simplu. Deci noi am ținut centrele acelea de vaccinare cu 5 vaccinări pe zi și cu 6 vaccinări pe zi. Ați sau și închis unele câte, centre. Da, am și închis pentru că nu dorim să risipim banul public doar așa, fără niciun sens. Dacă ne-am fi vaccinat în perioada verii așa cum ne vaccinăm acum, nu discutăm de un val atât de drastic. Mai arată că lucrurile au stat altfel, măcar să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, dacă tot vrem să scăpăm de acest, da, sper de să acest învățăm, virus dacă... și de această situație, practic, că de virus nu vom scăpa, dar măcar situația să se mai îmbunătățească cât de cât. Sper să învățăm, deși suntem al patrulea val și nu știu câte valuri ne-ar mai trebui ca să învățăm, dar sper totuși, așa, e vorba aceea, dă-i românului mintea de pe urmă. Care este situația în spitalele din județul Hunedoara? Pentru că știu că au fost zile, săptămâni, poate chiar luni, în care unele dintre secțiile anumitor spitale din județul Hunedoara au fost pline ochi și la ATI și secțiile, da, destinate persoanelor infectate cu SARS-CoV. ATI-ul, din păcate, se păstrează la fel ocuparea, grad de ocupare 100%. Acolo, din păcate, de cele mai multe ori când decedează cineva, se liberează locul și este ocupat imediat de o altă persoană care e în așteptare. Vreau să vă spun că rata de vindecări pe ATI din 10 persoane internate, 2, maxim 3 se vindecă. Deci procentul de vindecare este foarte scăzut, pentru că sunt forme extrem de grave. Iar în ceea ce privește numărul de paturi COVID din spitale, aici stăm ceva mai bine. Am reușit împreună cu managerii de spital să organizăm lucrurile și atunci când a fost nevoie au crescut numărul de paturi. Inițial noi stabilisem prin planul de recrudescență la COVID, planul județean, să ajungem undeva la 570 de paturi. Le-am depășit acest număr. Suntem pe 609 paturi în acest moment. Nu sunt toate ocupate, doar că există o problemă legată de acele paturi cu cazuri medii către severe. Noi mai avem paturi disponibile în anumite unități spitalicești, doar că acolo nu pot fi tratate cazuri foarte grave și atunci, pentru că cei care sunt cu forme ușoare, deja pot să stea acasă, iau tratament la domiciliu și e totul în regulă. În principiu avem o rezervă în acest moment și cumva le gestionăm la nivelul județului. Am avut parte de zilele trecute chiar și cred că o premieră în județul Hunedoara, mă refer aici la Spitalul Județean de Urgență din Deva, care a administrat, cred că pentru prima dată, acei anticorpi monoclonali. Nu știu, cred că Spitalul Județean de Urgență Deva a fost primul din toate, am distribuit acești anticorpi monoclonali la mai multe unități de spitalicești din județ. Fiecare spital a administrat acești anticorpi. Chiar azi noapte șoferul nostru a plecat la București să mai aducă încă o tură de anticorpi monoclonali. Vor fi 198 de doze, care la fel le repartizăm spitalelor. Și am luat legătura cu toate spitalele să le repartizăm astfel încât să nu rămână în stoc acești anticorpi, mai ales că sunt extrem de scumpi. Să ajungă la populație, să poată să ridice și presiunea de pe unitățile spitalicești și cetățenii, pacienții, pur și simplu să treacă ușor peste boală. Nu toți, pentru că aceste tratament se adresează mai mult celor care nu au o formă foarte gravă. Există niște criterii, trebuie să fie până în 7 zile de la infectare, sunt anumiți parametri, dar cei care îndeplinesc acești parametri vor beneficia de acești anticorpi monoclonali. Cel mai probabil mâine o să începem să distribuim și acest lot către spitalele din județ. Este un tratament relativ nou, chiar foarte nou, aș putea nou la spune, noi. La noi. Dă roade? Care au fost rezultatele? Sau încă nu se văd? Nu, sunt. Rezultatele sunt foarte clare. Persoanele care au beneficiat de aceștia au stat la domiciliu și au trecut ușor peste boală. Ce este așa
surprinzător, să spunem. Știți că exista lumea, spunea că nu vor ARN mesager. Anticorpii monoclonali sunt pe aceeași tehnologie. Culmea, aceia care nu s-au vaccinat și spuneau că nu vor, acum cer anticorpi monoclonali. E în regulă că cer și îi administrăm astfel încât să fie tratați și să se vindece cât mai repede. Cum este administrat acest tratament? El vine în pachet de câte două doze, sunt două flacoane într-o cutie și se administrează la un pacient aceste doze. Trebuie să solicite, să-și dea acordul, că mă gândesc că și aici probabil sunt și de anumite refuzuri, că cine știe ce... Nu, medicul infecționist, deci nu poate fi administrat. Altfel, medicul infecționist decide dacă persoana respectivă se încadrează și îndeplinește parametrii necesari să poată fi administrat. Este și aici o problemă, probabil, dacă e să ne... Da, există un risc foarte mare pentru că acești anticorpi sunt ferm recomandați să nu se facă prin depășirea acestor parametri. Sunt monitorizați ulterior acești pacienți, fiind, repet, un tratament relativ nou pentru noi? În principiu există o monitorizare de către medicul de familie, pentru că oricum persoana respectivă este monitorizată fiind la domiciliu, ei se administrează, stă la domiciliu și evoluția este favorabilă în toate cazurile, deci nu au fost situații în care să nu fie favorabil. Iată, mai avem și vești bune în ceea ce privește aceste lucruri. Ce să zic, probabil oamenii se vor trezi totuși și nu vor mai sta atât de mult acasă. Eu tot am spus și o să spun acest lucru, cum bine a subliniat și dumneavoastră mai devreme, așteaptă prea mult și de teama spitalelor, pentru că au avut probabil experiențe mai nefericite în anumite spitale, pe anumite secții și din județ și din țară, pentru că acum situația este asemănătoare, să spunem, în multe dintre județe, dar parcă lucrurile s-au mai îmbunătățit. Nu știu, vedem și la Deva se efectuează lucrări aici. Se mai schimbă puțin lucrurile, chiar dacă sunt destul de întârziate și aceste lucrări, dar totuși lucrurile se mișcă. Da, se mișcă. Acum, eu tot timpul am spus în felul următor, stai acasă fără tratament sau mergi la un spital în care nu ai încredere. E foarte clar, există situație foarte clară la nivelul Uniunii Europene, sistemul de sănătate din România este subfinanțat, are cea mai mică alocare bugetară din PIB din toate sistemele de sănătate din Europa, dar chiar și cu această subfinanțare noi am obținut niște rezultate extraordinare. Chiar și cu această subfinanțare, medicii fac toate eforturile și tot ce trebuie astfel încât să salveze vieți. Și au fost salvate nenumărate vieți. Problema este ca pacienții să înțeleagă, una este să o tratezi într-o formă incipientă și alta e să te duci cu afectare pulmonară de 70%. Deci asta e valabil cam în cazul oricărei alte boli. Bineînțeles, bine, în stadiul incipient să ajungem la medic. Dacă există simptome și lucrurile nu sunt așa cum... Pe fiecare își cunoaște corpul, deci nu putem să spunem că nu ți-ai dat seama sau... Nu discutăm de cazurile în care ești pozitiv și ești asimptomatic. Acolo, da, nu știi, deși există mici semnale și acolo, acele persoane oricum o să treacă ușor prin boală. Dar celelalte situații, mai ales la cei care au comorbidități, acolo lucrurile sunt foarte complicate. Mulți se sperie și de aceste infecții intraspitalice, acele infecții nozocomiale, care nu mai prea țin neapărat de investițiile făcute. Acum să faci curățenie și să dezinfectezi... Aici trebuie văzut, pentru că trebuie să ne gândim și la faptul că în spital, când ajungi și mai ales dacă ajungi și mai ai și alte afecțiuni, mai ai și alte probleme de sănătate, probabil că se va administra și antibiotic. Antibioticul poate fi o cauză de care să ducă la anumite evoluții nefavorabile și pe alte segmente. Plus că zonele roșii, e clar că încărcătura virală este foarte mare și pot să apară situații de acest gen. Dar asta nu înseamnă că nu mai trebuie să te tratezi deloc.
Adică nu se poate să eviți așa. Oricum, cazurile sunt excepționale. Alegi răul cel mai mic. Cazurile sunt excepționale în care apar și alte probleme. Doar dacă ajungi într-o fază mai avansată a bolii, atunci e mai mult decât evident că pot să apară probleme. Da, apar probleme. Îmi spuneați la un moment dat și despre transplantul de pleuni, pentru că am avut astfel de situații. Da. Mai sunt noutăți în ceea ce privește acest Din păcate, acest am avut 3 solicitări. Nu au existat în DSP. A mai fost, nu știu, cred că o situație, dar cu foarte mulți ani în urmă. Noi am demarat corespondența cu clinica din Italia să solicităm. Din păcate, acel caz nu a putut fi rezolvat pentru că există un protocol la nivelul interministerial și conform protocolului, Italia trebuia să primească 5 cazuri pentru transplant și ei primiseră deja 6 cazuri și nu mai primeau un caz suplimentar. Între timp, s-a obținut acreditarea unei unități care face transplant în România și toate cazurile sunt direcționate acolo. Deci vor ajunge acești unedoreni care au nevoie, da, doar că vor ajunge să cel mai facă probabil sunt pe o listă de așteptare pentru că există un număr limitat de cazuri care pot fi rezolvate. Deci ține de tot felul de situații, de compatibilități și de alte. Din păcate, veștile nu sunt prea bune în ceea ce îi privește, dar poate că, da, poate că cu puțin șansă, noroc, da, vor reuși să, da, să le fie făcut acest transplant. În județ îmi spuneați că stăm relativ bine la capitolul vaccinare, dar în ceea ce privește școlile, profesorii și elevii, pentru că au fost campanii de vaccinare și în rândul elevilor, aici care este situația? Păi, Inspectoratul Școlar Județean chiar a publicat, pentru că a fost stabilită o directivă de la minister să publice gradul de vaccinare pe fiecare unitate în parte. Poate asta va influența și începerea școlii cu prezență fizică luni, în 8 noiembrie sau mai nu? Mai mult ca sigur se ia în considerare inclusiv acest aspect, funcție de gradul de acoperire vaccinală la unitatea de învățământ. Și probabil că se va recupla incidența din localitate la ceea ce se va întâmpla în unitățile de învățământ. Rămâne să vedem ce decizie se va lua la nivel național. Probabil că mâine, vinerea, din câte știu, se iau decizii cel mai în ceea probabil, ce privește, da. Cel mai probabil până mâine o să știm oficial care, cum vom trata această situație. Știu că și aici a fost o anumită reticență la început și în ceea ce privește pe profesori, cadrele didactice și personalul auxiliar, pentru că toți au ales sau nu să se vaccineze, dar lucru care pe mine m-a impresionat a fost că destul de mulți tineri au ales să se vaccineze, ba mai mult decât atât, și-au adus și părinții de mânuță să facă acest, da, lucru. Da, acestea au fost cazurile fericite, pentru că au fost cazuri în care tinerii au vrut să se vaccineze și părinții nu au vrut să semneze foaia de consimțământ. Ei, ce se întâmplă în acest caz? Rămân nevaccinați? Nu avem sau ce să facem, pentru că este obligatoriu consimțământul părintelui și pentru nu putem toți cei să de sub 18 ani, da, nu? Sau trebuie consimțământul părintelui și nu putem să trecem peste acesta. Dar poate că la un moment dat copilul își va lămuri părintele că e mai bine. Era o discuție, copii din România, vaccinați-vă părinții. Adică eu cred că dacă părinții s-ar fi vaccinat, nu ar fi trebuit să discutăm de vaccinarea copiilor. Dar iarăși ne întoarcem probabil la educație și la sursele de informare, da, pe care, da, mulți dintre ei le au și e cam greu să cearnă. Adevărul că la câte informații și câte site-uri au apărut odată cu acest virus, avem e și drept, virusuri, dar, și virus. Drept, dar există câteva surse oficiale care sunt păi foarte, da, acele clare. Surse oficiale au anumite interese, cu ghilimelele, da, de rigoare, bineînțeles, în ceea ce îi privește pe ei, nu? Da. Și atunci e greu să... De ce să credem o instituție a statului
Că e sau nu real, până la urmă, exact cum spuneați, este o instituție acreditată care oferă aceste informații, pe când unele site-uri care sunt dubioase numai de așa, de la prima citire și când vedem da, foarte multe greșeli. Eu am făcut tot timpul trimitere la site-uri, dacă nu crezi și nu ai încredere în instituțiile românești, există variante, poți să mergi pe site-ul Uniunii Europene, există o secțiune dedicată în română, cu studii clinice foarte clar făcute, traduse, deci nu e absolut nicio problemă. Doar să dorești să te informezi. Păi aceia care vor citi acele studii sunt tot aceia care cred deja în ceea ce le transmit instituțiile publice, că nu vor merge cei care spun că odată cu vaccinarea avem semnal mai bun la telefon sau alte prostii de genul acesta, aceia mai mult ca sigur nu vor citi acele studii. Problema este cealaltă parte a populației care poate nu a avut norocul de a beneficia de un învățământ mai de calitate, să mă exprim așa mai plastic, mai frumos. Din păcate, asta este realitatea. Sunt și oameni care, nu știu, poate nu provin dintr-un mediu social prea fericit, dar vin să se vaccineze? Da, cum să nu? Sunt, acum nu putem să generalizăm. Există situații și situații. Așa cum există inclusiv personal medical nevaccinat, așa există și din alte categorii sociale, fără nicio problemă, sau din alte, neapărat meseria sau așa. Sunt persoane care au realizat și care doresc să se protejeze. Acum, motivația vaccinării poate fi diversă pentru fiecare. Fiecare o percepe în felul lui. Poate să fie și de teamă de a se îmbolnăvi, poate fi de protecție, poate fi că nu poate intra la mall sau la concert. Dorința de a fi mai liber să circule, da, exact. Pot fi motive destul de multe. Fiecare își stabilește așa un motiv al lui propriu. Doar că am tot repetat, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în alte țări. Dacă în alte țări au ajuns la etapa în care au renunțat la certificatul digital, noi de ce să nu vrem să facem lucrurile astea? Dar vedeți că sunt țări în care populația vaccinată, nu știu, în proporție de 70-80%, în continuare au cazuri de deces, chiar și la unii dintre cei vaccinați. Iar acest lucru îi sperie pe oameni, puține, pentru sunt. Că din nou vin și spun ce se întâmplă și în mediul online. Când apare câte o știre de genul acesta, toți spun, uite, vezi, vaccinul ce a făcut, de fapt nu ne-a ajutat, ci i-a încurcat pe vieții oameni. Nu, sunt extrem de puține cazurile acestea. Și noi am mai pus și chiar am mai postat și grafice efectuate la nivel european, unde ne arată foarte clar. Dacă în Franța, de exemplu, pentru că am făcut o analiză exact pe Franța, numărul de decese la 1 milion de locuitori se situează undeva la 2-3 decese la 1 milion de locuitori. România are 123. Adică lucrurile sunt mai mult decât evidente. Toate aceste cifre sunt preluate din statistici europene, deci nu sunt din pixul nostru făcute, așa cum spun unii și alții, și pot să se informeze de acolo. Da, lucrurile, repet, par a fi simple, dar nu pentru toată lumea. Da. Din păcate. Cum bine știm, și au fost și sezoane în anii trecuți înainte de această pandemie în care aveam destul de multe cazuri și de pneumonie, și de gripă, și de răceli din acestea mai puternice. Au mai fost înregistrate la fel de multe cazuri și în sezonul trecut, dar și în această perioadă? Sau oamenii de teamă s-au cam protejat și atunci nu au mai sunt atât de multe cazuri, luat acest virus? Nu mai sunt atât de multe cazuri și urmarea faptului că s-a purtat masă. Deci nu mai a existat nici transmiterea aceasta a gripei atât de mult. Noi am și început deja să distribuim și vaccin antigripal, l-am dat la unitățile spitalicești, dăm la medicii de familie, urmează să ne mai vină niște tranșe de vaccin antigripal care îl repartizăm la medicii de familie. Sunt peste la fel tot de multe doze ca și în anii trecuți? Ne vin eșalonat. Ne-au venit anumite loturi eșalonate. Am avut până acum undeva la 10.000 de doze, cred că, în total venite. Le distribuim și pe acestea. Se pot administra vaccinul antigripal și chiar și cu cel COVID fără nicio problemă, adică nu există restricții în privința asta.
E clar că purtând mască, nici gripa nu se mai transmite, pentru că este un nivel de protecție. Trebuie o anumită perioadă de timp de la administrarea vaccinului împotriva COVID, spre exemplu, până la administrarea celui gripal? Nu există nicio restricție, poate fi administrat în acea zi, fără nicio problemă. Da, unii spuneau că poate vaccinul acesta împotriva COVID ne protejează și de gripă și atunci poate n-ar trebui exclus, să mai... Exclus, sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite, nu acoperă unul pe celălalt. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi, că ne-ați adus toate aceste informații și vești bune și mai puțin bune. Până la urmă, cred că ține și de fiecare dintre noi cum reușim să ne ferim și pe noi, dar și pe cei din jurul nostru, pentru că, așa cum spuneați și puțin mai devreme, atunci când vine vorba de cei dragi nouă, de cei din imediata apropiere a noastră, parcă lucrurile se mai schimbă. Privim altfel aceste lucruri așa și este, ne da. Mai înmuiem așa puțin, nu ne mai gândim că nu ni se poate întâmpla nouă, că mai bine ar muri nu știu câți oameni, dar iată când vine vorba de familia noastră, lucrurile se schimbă și probabil că și mentalitatea atunci se produce așa un declic acolo și ne mai cizelăm așa puțin și din acest punct de vedere și încă mai avem nevoie să muncim destul de mult și la această parte de educație sanitară, care poate va fi introdusă la un moment dat și în școli și făcut așa cum trebuie, că până la urmă copiii vor fi cei care pot schimba lucrurile într-adevăr. Da, clar, ei sunt viitorul și contează foarte mult. De aceea educația, sănătatea sunt niște aspecte foarte importante în orice societate. În orice societate normală și sănătoasă, aș spune eu. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă. La revedere!